zicem noi. Foarte bine. La aceeași oră a fost programată o ședință de Consiliu Local Municipal. Prezența dumneavoastră în corpore la conferința PNL este un argument foarte important pe care îl evidențiem și noi prin prezența colegilor mei asupra unui moment de început pentru Partidul Național Liberal în perspectiva câștigării alegerilor locale de anul viitor. Avem onoarea să-i avem prezenți în sediu pe secretarul general al Partidului Național Liberal, domnul Marian Petrache. Și avem în același timp ocazia foarte plăcută de a răspunde cele mai vehiculate întrebări din ultima perioadă. Dacă vine deputatul Nicolae Florian la PNL, când și cu ce intenții. De comun acord cu acceptul colegului meu, domnul copreședinte Gigi Ștefan, am să spun doar câteva cuvinte. N-am fost un orator de cursă lungă niciodată și nici nu îmi propun să devin. Este un moment care pentru mine reprezintă o răsplată pentru ultima perioadă, în care nu puțin ziariști, nu puțin actori politici importanti au încercat să acrediteze ideea că PNL merge pe o pantă descendentă, că nu reprezentăm o platformă care să acumuleze oameni valoroși, proiecte pentru Giurgiu, fie că vorbim de municipiu, fie că vorbim de județ. Ca președinte, o bună perioadă de timp a organizației municipale, am avut discuții cu mulți colegi, cel puțin la fel de bine intenționat și de bine pregătit, despre ce trebuie să facă PNL anul viitor, pentru ca cele mai multe dintre speranțele giurgiuvenilor rămase în acest stadiu să poată fi transformate, convertite în obiective realizate. Marea majoritate a acestor obiective realizabile în Giurgiu necesită fonduri foarte consistente. Fonduri care nu pot fi susținute de bugetul municipalității. De aici până la ideea de a gândi o soluție politică, administrativă, care să ne ajute să cumulăm bugetul municipiului și bugetul Consiliului Județean, n-a fost decât un pas ușor de anticipat, greu de realizat, dar pe care credem în continuare că îl putem finaliza până la momentul alegerilor locale. Anume, PNL, pentru ceea ce își propune ca și obiectiv anul viitor, pentru ceea ce își propune ca să vină în fața alegătorilor cu proiecte coerente și realizabile, trebuie să câștige și primăria municipiului Giurgiu, să păstreze și președinția și majoritatea în Consiliul Județean. Pe acest subiect, cu toate fațetele lui, dacă vreți, am discutat de multe ori cu domnul deputat Nicolae Florian și eu și domnul copreședinte Gigi Ștefan și împreună și separat. Am găsit în persoana domniei sale, dincolo de faptul că ne cunoaștem de foarte mult timp, un om deschis unor abordări constructive dedicate giurgiuvenilor. A durat mult pentru că deciziile importante nu se iau de azi pe mâine. Îi urez bun venit domnului Nicolae Florian la PNL. Îl asigur că vine într-o echipă care îl apreciază și îl asigur că marea majoritate a liberalilor, ca să nu vorbim de termeni exclusiviști tipici anilor dinainte de Revoluție, marea majoritate a liberalilor îl consideră pe domnia sa cel mai potrivit candidat pentru primăria municipiului Giurgiu. Chiar dacă va urma conform procedurilor prestabilite un sondaj, cu susținerea declarată a mea și a tuturor colegilor pe care îi reprezint în fața dumneavoastră, credem că putem parcurge aceste etape preliminare, credem că putem reprezenta cea mai importantă forță angajată în bătălia de anul viitor și ca atare îi mulțumesc pentru această decizie luată. Mulțumesc și domnului Petrache că
și a întrerupt programul și a venit astăzi lângă noi pentru că aveam nevoie și de o confirmare a măsurilor pe care noi le considerăm bune pentru Giurgiuveni și ca atare începem, cum spuneam, o altă etapă de construirea unei echipe, de construirea unui proiect pentru Giurgiu împreună, ceea ce poate fi de bun augur și pentru PNL și pentru municipiul Giurgiu. Mulțumesc! Bună dimineața! Într-adevăr, n-am avut așa o prezență din partea mass mediei de foarte mult timp. E firesc venirea domnului deputat Nicolae Florian de astăzi în rândurile Partidului Național Liberal. Reprezintă pentru noi un prim cap de pod în ceea ce privește câștigarea alegerilor locale de anul viitor. Aproape toți dintre dumneavoastră m-ați întrebat în conferințele de presă și în emisiuni când vine și dacă vine domnul Nicolae Florian la PNL. Astăzi, uitați-l, este aici, v-am spus de fiecare dată că mi-l doresc și mi-l doresc primar al municipiului Giurgiu. Am deplină încredere în domnia sa, l-am apreciat pentru tot ceea ce a făcut până acum, pentru modestitatea și onestitatea cu care a făcut politică, pentru modul în care și-a construit o companie și sunt convins că va fi un foarte bun gospodar al municipiului Giurgiu. O să fiu scurt, îți urez bun venit și suntem alături în munca enormă care te așteaptă pentru primăria municipiului Giurgiu. Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc colegilor liberal pentru căldura cu care m-au primit în familia politică liberală și pentru votul de încredere cu privire la reconstruirea împreună a unui partid unit, aproape de oameni și dorit de cât mai mulți giurgiuveni. Trebuie să continuăm ceea ce s-a făcut bine în activitatea politică a Partidului Național Liberal în Giurgiu, să respingem stările conflictuale, să procedăm la incluziunea tuturor membrilor de partid și a celorlalți simpatizanți ai partidului, ci să nu să-i marginalizăm, să avem încredere în noi și împreună putem să avem o reușită atât la nivel municipal cât și la nivel județean pentru alegerile locale de anul viitor. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru încredere și vă asigur că împreună voi depune eforturile pentru reconstrucția unei echipe politice unite și puternice la Giurgiu. Se pare că eu azi am poziția de notar să consfințesc această decizie. Am discutat de mult cu domnul deputat despre această intenție. Am așteptat momentul prielnic. Sper că dincolo de o candidatură cu șanse foarte mari la primăria Giurgiu să ne aducă și liniște de care avem nevoie. Îmi doresc acei doi copreședinți, acum când avem un candidat cu șanse foarte mari la câștigarea primăriei Giurgiu, să înțeleagă care este miza jocului, să trecem peste orgolii. Aștept din partea domnului Beanu el să facă primul pas în întâmpinarea, în liniștirea acestor stări, astfel încât și domnul deputat și ceilalți candidați ai noștri să aibă prima șansă în Giurgiu, un județ în care sunt mai multe partide care se bat pentru putere. Un județ puțin mai complicat decât alte județe. Mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Că să vezi că vorbi cel mai mult. Da, nu mă aștept. Tu care... Da. Domnul deputat, aveți ceva să vă reproșați lor de la PSD? Mi-a fost foarte greu să iau această decizie de a
demisionat din rândurile Partidului Social Democrat, dar trebuie să punem înaintea intereselor noastre interesele comunității pe care o reprezentăm. Iar de unul singur am considerat că nu pot participa la implementarea unor proiecte majore pentru urbea noastră și bineînțeles că consider reconstrucția unei echipe unite din partea Partidului Național Liberal, o consider o victorie și un câștig pentru urbea noastră. Domnul Ștefan, în urmă cu câteva luni declarați că nu vorbește de oameni din alte partide, că nu vorbesc la primarii traseiști sau la altcineva din alte partide, deschideți că sunteți ușa. N-ați cum rămâne? De fapt, era vorba despre celebra ordonanță 55 aici și în acest caz este de vorba de cu totul și cu totul altceva. Nu este vorba de traseit, nu e vorba că domnul deputat s-a dus urmare vreunui act normativ prin care ar fi avut ceva de câștigat. Eu l-am apreciat și, repet, totdeauna am spus că domnul deputat Nicolae Florian respiră liberalism. E un om de dreapta în tot ceea ce face în activitatea de zi cu zi. Nu-i vedeam locul în PSD. Deci nu este traseist. Din punctul meu de vedere. La primarii sunt. Atunci când există un interes, da, poate fi traseist. În cazul dânsului, pur și simplu e chestie de opțiune politică. Ce reacție au avut colegii dumneavoastră când ați fost demisionat din PSD? Am avut o discuție cu domnul președinte Bădălău. I-am explicat situația de domnia sa oricum o știa și decât să apară tensiuni în cadrul partidului datorită faptului că marginalizarea mea continuă de către organizația municipală a Partidului Social Democrat. Așa că am considerat decât să stau marginalizat, mai bine să fac parte într-o echipă puternică a orașului pentru susținerea proiectelor urbei noastre. Nu știu o întrebare pentru domnul Popescu din Petru Mitrubeanu și pentru domnul deputat. În urmă cu 4 ani am susținut la primar pe domnul Nicolae Barcu, atunci candidat independent, împotriva unui candidat liberal, la cea vreme cu Cialinescu. Regretați faptul de atunci, pentru că nu a fost o faptă la ceea ce se întâmplă. Urmează ca domnul Barbu să-i susțină pe ea. Am și pentru dumneavoastră o întrebare, dar puțin mai târziu. Nu, ce mulțumesc dumneavoastră, mă urmează ca Barbu să-i susțină pe ea acum. Așa e frumos. Dumneavoastră și marea majoritate a reprezentanților presei ați trăit momentele anului electoral 2012 cu acele schimbări de situație, evoluții care știu eu, poate mă contraziceți, nu s-au regăsit în niciun alt județ în 2012, da? Eu personal... Sunteți unici în permanență. Da. Eu personal, având o experiență nu extrem de bogată, la nivelul anului 2012, am fost atât de nemulțumit, m-am considerat cumva, nu neapărat o victimă, dar m-am considerat redirecționat, abătut pe un traseu care nu mi-era mie caracteristic și nu mi se potriva, încât am luat mai multe decizii greșite, nu una singură. Dar decizia de a susține pe domnul Nicolae Barbu, una conjuncturală, subliniez foarte bine, o consider în acest moment ca fiind neinspirată. Nu a început campania electorală, dar pot să afirm în acest moment că domnul Nicolae Barbu nu reprezintă modelul de primar pe care mi l-am dorit eu pentru municipiul Giurgiu. Se poate să dați greș și cazul ăsta, așa cum ați dat la domnul Barbu? Urmăriți! O decizie inspirată să susțineți pe domnul Barbu, o decizie inspirată să treceți în PSD, presupunem, nu? Aceea o altă decizie mai inspirată să vă întoarceți în PNL? Da. Nu? Și acela asta... A treia a fost corect. Asta de fapt, nu știa că domnul Barbu a fost PNL. Mai avem și noi lipsuri.
chiar așa, centru când răspunde la toate, sau vine cu un punct de vedere la toate acuzațiile care s-au adus de presa centrală și de o parte din presa locală, una plătită cu bani negri, alta, nu știu dacă și aia centrală, dar aia locală, când ați venit cu niște explicații și noastre, cu niște puncte de vedere, domnul Petrache. Au fost aseară la un post de televiziune și acolo am spus că mi-asum tot ce am făcut politic în perioada 2008, deci după ce am ieșit la guvernare 2012. Mi-asum și categorii și decizia politică care a luat-o PNL-ul în 2014 de fuziune cu PD-ul și să nu confundăm lucrurile. Cine greșește, cine încalcă legea, își duce crucea, plătește. Pentru deciziile politice resancționează cetățenii. Important de cele politice. Păi de cele politice. Dacă actuala conducere a PNL ia decizii politice greșite, aici ne sancționează membrii de partid în Congres. Sper să nu fie o decizie greșită. Am stat de mult, de am și spus la începutul intervenției mele că îmi doresc din partea domnului președinte calm și înțelepciune, pentru că sunt multe orgolii la Giurgiu. Nu avem nevoie nici de răzbunări, nici de polițe plătite. Vrem să construim o echipă. Dacă n-ar fi avut calități care să ne determine pe noi să facem această alegere, în mod sigur nu o făceam. Știți că am făcut o alegere cu cineva din afara Giurgiului. Întotdeauna am crezut și cred că organismul este cel care își reglează singur socotelele, așa și în politică. Ați văzut că la Botoșani am plecat foarte repede, unde a fost președinte interimar. Din același motiv, nu cred în implanturi făcute la nivelul județelor. Cred că fiecare filială județeană trebuie să-și găsească cadența și să-și găsească liderii. Domnul Beanu are o șansă să dovedească că poate să fie lider. Da. Atunci, la scandalul care era, zis că am gândit foarte mult și atunci dumneavoastră a crezut că asta e varianta și s-a făcut puțin liniște pe perioada aceea. Acum are șansa. Ține de dumneavoastră. N-au dreptat de spre lua și o prezidențială candidație municipale și mă urmă cam așa este firesc. Deocamdată astăzi voi semna adeziune și mă voi încadra în statutul partidului și programul politic al partidului și vom proceda în consens așa cum vom hotărâ cu toții. Vreau să fac... E greu să treceți de la o doctrină la alta? Rapid așa, de la o zi la alta, el v-ați dat demisia și... O să-mi fie foarte ușor să trec, pentru că eu știu că în anul 2012 am candidat pe listele USL-ului și am fost sprijinit și am acționat împreună și cu PNL-ul și cu PSD-ul. În campanie care l-a susținut domnul Barbu la primăria Cârstii, el a ajutat de o parte dintre membrii PPDD. Vor veni și aceștia cumva pe dumneavoastră, că erau niște implanturi ale dumneavoastră până la urmă acei membrii PPDD. Și mă refer la Vlacu, Didi Clement, doamna Liliana Ciobanu. Știu că în acest moment domniile lor sunt integrați în alte partide politice, nu cunosc opțiunile domniilor lor. Pot să vă spun că, așa cum până în prezent am comunicat și dialogat cu toți oamenii politici și cu domniilor lor, voi dialoga. Mai mult decât atât, sunt convins că vom face o echipă bună, chiar prin pluralism politic la Giurgiu, o echipă bună pentru Giurgiu și pentru susținerea proiectelor orașului. Că vedeți foarte bine că orașul are nevoie de susținere din partea, inclusiv din partea centrală, din partea Parlamentului, din partea Guvernului și din partea autorităților locale. Avem nevoie și de fonduri pentru oraș și pentru județ, atât de la Consiliul Județean să fie repartizată eficient și să ne gândim la eficientizarea folosirii banului public, cât și de la autoritatea locală.
Dacă permiteți să dau un răspuns și după aceea vă ascult cu drept. Referitor la ce s-a întâmplat în anul 2012, într-adevăr, am gândit atunci cu toții că trebuie să facem, să ne unim pentru a rezolva o problemă a orașului și anume să eficientizăm administrația locală și autoritatea locală. Poate că am făcut, eu nu cred că am făcut bine pentru faptul că am participat în cursa electorală și după aceea m-am retras. De ce treaba asta? Pentru că așa au dorit toți giurgiuvenii și împreună și cu dumneavoastră, reprezentanții mass media locală, așa s-a hotărât, asta a fost linia. Eu m-am conformat, în momentul ăsta pot să spun că nu sunt mulțumit de ce am făcut atunci, dar cred că altă soluție, în momentul ăla timpul nu mai putem întoarce. Sunt convins că pentru viitor proiectele pentru dezvoltarea orașului vor fi hotărătoare în alegerea politică sau partidului sau grupării politice de către giurgiuveni. A existat în 2012 o înțelegere. Dumneavoastră renunțați și Barbu vă ajută în campanie electorală. Nu și-a respectat înțelegerea Barbu. Dumneavoastră știu că v-ați mers și împreună cu Barbu prin oraș în campanie electorală de la parlamentare. Deci primarul în exercițiu, Nicolae Barbu, s-a ținut de promisiune parțial. Am spus că resping abordările de tip conflictual, doar atât vreau să vă aduc la cunoștință, de faptul că după ce domnia sa a devenit primar, lupta împotriva deputatului Florian Persoane și grupului de firme Nova Force a fost continuă. Atât vă pot spune și cu altă ocazie poate vă pot prezenta mai multe. Dar acum cred că este suficient pentru că vreau să mă integrez în această echipă liberală. Vrem să facem un pas pozitiv pentru atragerea simpatiei cât mai multor giurgiuveni. Domnule deputat, sunt membri de echipă, sunt și alți membri PSD care vă vor urma gestul de a trece la Partidul Național Liberal? Nu cunosc în acest moment dacă mă vor urma, dar știu că am foarte mulți simpatizanți, am fost încurajat de foarte multă lume, de foarte mulți cetățeni giurgiuveni, atât oameni politici, cât și oameni din afara sferei politice care vor să sprijine o nouă echipă. La un moment dat, domnul președinte Nicolae Bădălă, președintele PSD, declara că va face un sondaj pentru desemnarea candidatului la primăria municipiului Giurgiu. Acest sondaj nu s-a mai făcut, iar candidatul la primărie a fost desemnat în cadrul conferinței județene și anunțat. Unul dintre motivele plecării dumneavoastră e și faptul că președintele PSD nu s-a mai ținut de cuvânt și n-a desemnat cel mai, eu știu, candidatul preferat de giurgiuveni în Ce pot să vă spun este că am plecat cu fruntea sus din Partidul Social Democrat. Nu am contribuit la izbucnirea a niciunui conflict, atât la nivel de județ cât și la nivel de municipiu. Și mi-am văzut de problemele mele, mi-am văzut de proiectele mele, pentru că așa am considerat că e frumos. Domnul Petrachi, vreau să vă întreb despre președintele Consiliului Județean Vasile Bustărța. Care este poziția dânsului, dacă are o poziție clară vis-a-vis de venirea domnului deputat în PNL, este acuzat în ultima perioadă de mișcări către PSD, care însemna. Și aș completa cu acordul colegii mele, dacă ați făcut un calcul, pierderea Consiliului Județean de către PNL și primirea domnului, l-ați spus în balanță, și primirea domnului Nicolae Florian. Prima întrebare, domnul Vasile Mustațea astăzi și-a exprimat bucuria prezenței în partid a domnului deputat, i-a urat succes și cred acest lucru. Doi, dacă vorbim de păstrarea președinției Consiliului Județean, pe primul pas spre păstrarea președinției Consiliului Județean este să ai un candidat redutabil la primăria orașului, care are procentul cel mai mare de electori în economia județului. Fără să ai un candidat care să aducă voturi la primărie și la municipiu în Giurgiu, nu prea ai șanse să câștigi președinția Consiliului Județean. Dar
Dar eu m-am referit și la faptul că s-ar putea ca într-o lună, o săptămână, două luni, Vasile Mustață să treacă la PSD. De ce nu la PNR? Mă rog, sau la alt partid. În situația asta îți pierde Consiliul Județean pe toată perioada până la rege. Acum să nu fiu rău, nu vreau să fiu răutăcios, dar mult am avut de câștigat. Nu cred că domnul Mustață va face acest pas. Nu cred. Cred că va rămâne în PNL. O să faceți tot un sondaj de opinie referitor la plasarea candidaților. N-am spus eu, vă poate confirma domnul Petrache. Noi am stabilit la nivel național că toți candidații pentru municipiile reședințe de județ vor fi testați într-un sondaj. Să vedem pe ce poziție se află, pentru că PNL-ul, gata, ne place, nu ne place, sau place unora, nu place altora, joacă la loc 1. Ce se va întâmpla dacă într-un astfel de sondaj, de exemplu, care figurează domnul deputat cu proiectul de aveți un 20.000 de voturi cum ați avut în 2010? Dar eu nu mi-am completat acea declarație și nu voi accepta să fiu trecut într-un sondaj împotriva voinței mele, cu atât mai mult un sondaj intern al PNL. Am spus astăzi, a fost probabil în intenția mea cel puțin cea mai importantă frază. Să nu fim naivi, nu știm. Știm care sunt, care e situația. Începând de astăzi, sunt unul dintre foarte mulți susținători liberali, dacă nu unanimitate toți, ai domnului Nicolae Florian pentru această funcție. Sondajele sunt valabile acolo unde avem doi sau mai mulți candidați pentru portofoliul respectiv. Nu există nemulțumiri în PNL în momentul ăsta? Păi mă întreb de ce ar fi nemulțumiri. De ce ar fi nemulțumiri? Că putem să câștigăm, pentru că putem să câștigăm primăria. Care au mândriile lor, vanitatea lor. Nu se poate să... Păi, doamne, dacă niște alegeri se câștigă cu mândrie și se măsoară mândria cu ceva, spuneți-mi că aplicăm perceptul dumneavoastră. Normal, la PSD aia cu mândrie că suntem români. Da. De asta n-am vorbit de unanimități. Probabil am anticipat și eu întrebarea dumneavoastră. Dar cred că știți mai multe decât mine pe tema asta. Domnul Petrache, a afirmat mai devreme că un candidat puternic la primăria Giurgiu va contribui și la câștigarea președinției Consiliului de Stan și a majorității. Cu cât au crescut șansele PNR de a câștiga majoritatea în Consiliul de Stan și președinția odată cu venirea domnului deputat? Nu pot să măsor acum cu cât, dar este clar că domnul deputat este unul din... Bătălia va fi între domnul deputat și primarul actual al orașului. Nu cred că mai intră cineva, știți mai bine, sau cel puțin la fel de bine ca mine. Da? Între cele trei partide, da, PNL-ul are prima șansă. Dacă îmi permiteți să spun și eu ceva, eu cred că în PNL se vor constitui câțiva vectori care să contribuie la... și să decidă potențialul candidat cel mai bine plasat în sondaje din partea Partidului Național Liberal. Deci nu vreau să fiu primul, singurul candidat, eu vreau să fac parte dintr-o echipă, astfel încât cel care devine eligibil până la sfârșit și are dreptul de a intra în lupta, în cursa electorală, el să și câștige, noi ceilalți să-l susținem. Dacă eu voi fi acela, sigur că voi fi onorat și voi lupta pentru echipa pe care noi o reconstruim acum. Ce frumos e! Auziți, haideți mai rămâneți un minut să ne luăm și noi cadre, că n-am terminat așa. S-am vorbit la Ministerul Transporturilor legat de podul ăsta de la... Grădiștea e pe o listă de priorități, dacă sigur nu se poate rezolva într-un an de zile, decât dacă, într-adevăr, dacă apare un investitor strategic și care condiționează lucrul ăsta, ar putea să rezolve mai rapid problema. Haideți să vă dăm și noi o informație. Dincolo de că vreau să fie o discuție liberă. Dom'le, aveți aici un punct care n-a fost fructificat și pe care încerc să-l fructific eu la Ilfov. Zona liberă.
Eu nu înțeleg cum n-a fost rugificat. Sincer. V-am spus, vreau să fie în afara conferinței de presă și dacă mă înțeleg cu cei de la București, sunt convins că mă înțeleg și cu dumneavoastră. Eu fac la Ilfov acum un intermodal. Intermodalul e o formă modernă de delocare a mărfurilor, adică e locul unde se schimbă mijloace de transport. După mare, după vase, pe avion sau pe cale ferată sau pe auto. Eu n-am înțeles de ce nu s-a reușit cu... Constanța este poarta din... Colegii, vreau să vă explic. E câștigat. 3-4-5% din valoarea investiției, vedeți că e marfa care o scoți din zonă și o vinzi. Pentru că altfel ești un om, plătești și 25% fără să... cu 20%. Foarte interesantă pe codul fiscal, din păcate, la ce trebuie să facem noi. Dar în rest, înțelegerea și se... Deci el are valabilitate. Iar ăla e făcut după că... Și fac o paranteză. Și iau un împrumut. Negociez o variante. Să dau împrumutul înapoi la bancă. Banca zice, ăsta e om serios. Îi scad datoria externă și deficitul la niște costuri foarte, foarte mici. Cal, dar nu s-a referit la neapărat tratat. Și mi-a spus că nu se poate să încadreze. Atunci am spus, haideți să totuși să limităm, pentru că într-adevăr s-a vorbit de Maastricht aici. Sunt două limite. Este pactul fiscal și dacă respecti pactul fiscal, poți să ai acces în caz de criză la un fond de vreo 80 de miliarde de euro care să acopere găurile când apar momente de criză și tratatul la Maastricht care spune că ai voie să faci 3% deficit bugetar ca să poți să intri în zona euro. Codul fiscal, și am reușit până în negocieri să avem promisiunea din partea Ministerului de Finanțe că nu se va depăși 2%, adică ce spunea Banca Națională avea dreptate, că există riscul ca România să sară peste 3-4% deficit bugetar. Și o să ziceți, cum zic mulți și cum zice domnul Tăricianu, că am fost unul care l-a susținut foarte mult. Dom'le, dacă folosești împrumutul să dezvolți țara, e un lucru bun, dar dacă tu îi împrumuți bani ca să curungi și să botezi, așa e la români, duce... Și uitați-vă ce cutia Pandorii a fost deschisă în contextul în care salariile sunt foarte mici. Dar să dai drumul la, așa dintr-o dată la... Și să naști atâtea vise, 70%, 80%, parcă ar fi la licitații. Domnul Petrache, eu am totuși o nenumurire. Vă rog. De guvernatorul Băncii Naționale. De ce Dumnezeu n-a ieșit guvernatorul înainte să se boteze în Parlament codul fiscal și a ieșit fix după ce a ieșit Iohannis? Care e substratul la toată chestia asta? Pentru că guvernatorul trebuia să iasă înainte, să tragă de urechi guvernul și Parlamentul. Discuțiile au fost înainte, dacă vă țineți aminte. N-au fost la dimensiunea asta pentru că guvernatorul, implicarea guvernatorului în viața guvernamentală, nu e firesc. Sunt convins că au fost discuții și știu sigur că au fost discuții. Discuții în spatele ușilor. Numai că părerea mea este că tot planul ăsta cu codul fiscal și cu mărirea salariului era făcut, ceva de genul pa la revedere după ce le-am pus pe masă și să vedem, băieți, acum cine e în stare să-l pună în aplicare. După 70% sau cât s-a mărit de unitarii sau dublat salariile, pensiile speciale... Un lucru urât și grav. Noi sperăm... Păi nu v-am spus eu cu noi și botezăm mai devreme? Pentru că noi... Teoria liberală spune așa. Îți stabiliști politica fiscală, adică te gândești cât poate să plătească poporul taxe și impozite și firmele, pentru că nu poți să pui o povară mai mare, că dacă pui povară mai mare, se întâmplă ce se întâmplă. Vine ăla, cumpără două motoare, așa, le exportă, îți cere TVA-ul înapoi, dar ele sunt pe hârtie decât.
Adică se face evaziune fiscală, cu alte cuvinte. Și după aia stabilești cheltuielile bugetare și stabilești priorități. Noi am avut vreodată priorități stabilite? Nu. Dar ideea e că nu se dorește reabilitarea podului pentru că sunt anumite interese la mutarea podului. Înțelegeți? Pentru ținerea unor transportatori rutieri. E posibil, e posibil, sunt de acord cu dumneavoastră, eu pățesc la Ilfov chestia asta, uitați-vă. Transportatorii privați, și nu poate să mă acuze cineva că nu sunt cu mediul privat, că sunt liberal. Dar acum vorbim de transportul de persoane și sunt oameni în Ilfov care nu-și pot trimite copiii la școală în București pentru că n-au bani să plătească în fiecare zi de două ori microbuzul ăla care... Din 2000. O parte din tot ce ni se întâmplă nu e și vina ta. Da. Puteam să fac mai mult. Nu, dar eu trebuie să-mi asum o chestie care fac parte din asta politică, să spun că nu e adevărat. Cine poate să mă crede? Și ăștia sunt profitabili, dar ce profitabili sunt, că merg la capul gol ăștia, nici nu mai patronii cer 5 milioane la mașină pe zi, nici nu mai stau la discuții. Și RATB-ul nu face la mine curse pentru că nu sunt profitabili. Ăia sunt profitabili, RATB-ul nu e profitabil. Deci sunt interese. Voi despre asta vorbim. Corect, sunt de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră. Se găseau surse, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cred că nu se găseau surse și în podul ăia tăiați la Ministerul Transportului că n-au făcut program. Bă, n-ai făcut programul în care investești din ce? Dar ce v-am spus, nu avem, nu știm să ne stabilim prioritățile și mă scuzați, părerea mea este că nu știm. Nu vrem. Eu am crezut mult timp că nu vrem. Dar cele mai multe sunt că nu știm. Din păcate, vă spun cu regret. Despre ce vorbim cu ministrul transportului, era plecat în vacanță și le spunea celor de la Roma... Nu poate să le facă ministrul pe toate, dar are... Are o întreagă echipă acolo. După părerea mea, promovările care au fost făcute de-a lungul anilor, numai pe criterii politice, dacă ne uităm, că vedem noi lângă noi, șef de inspectorat care n-au nicio treabă cu învățământul... Vezi cât de frumos sunt? Să zice, mă bag și eu. Da, te rog. Să zice că să știe de acum pe cale științifică, medicală, că se pot transmite genetic caracteristicile astea de viață lungă. S-ar părea că mama ta o să fii beneficiară. Depinde de niște chestii de genul ăsta. Vezi să faci bine când ești tânăr, că cineva sus acolo te notează. Danielu, tu de ce nu... Și să iubești oamenii indiferent, că nu se știe care sunt cei mai iubitori oameni. Iată, a nimerit într-o familie străină, a ajutat o familie străină. Adică nu s-a legat de rude apropiate, de care avea afectivități speciale, că să se ține bine între rude. Pur și simplu a luat așa ce i-a oferit Dumnezeu. Un ajutor acolo, a primit ajutor de dincoace. Există o răsplată după fapte, fără discuții. Și eu, dacă m-ați prins pe mine să comentez,